Iar astea sunt comenzi speciale care te-am hrănit în Budapesta. Uite cum strălucește aurul pe frunte la tine. Ai văzut ce blidie, bă? Minte sclipitoare. Domnilor, după cum vedeți, încă e Chișinău. E Chișinău. Alea-s roșii sechi. Roșii sechi, ia țiții, că-i bun. Vezi ticior de porci. Că vezi că ai slăbit. Din contră, m-am îngrășat. Ai slăbit? Asta ce? Ha? Asta ce? Ales reporturi. Cartofi, cartofi cu trufe. Cartofi cu trufe. Extravaganță. Înțelegi tu? Și vezi că acolo este untură de rață, dincolo așa. Ia și pune că eu o servez la... Unde? La calculator? Nu. La Jamila. Da, nu știu ce găsă asta. Pune pe cartof. Ia, stai un pic. Stai așa. Nu, 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 asta. Tu l-ai dat mie. Ce, nu-i bun, pișcă? Stai. Extraordinar, ia și gustă. Ia și gustă. Extraordinar. Vacanță la... în Grecia mâncava așa. Că mânci din ăla-i vacanță în Grecia. Ha? Da, e bun. Unde-i spun, pe cartof? Nu! E vacanță în Grecia, mâncava aș Dumnezeu să vi-l mânc extravaganță. Ha? Cu piper verde. Bă, dar din asta... George, ce zice? E bine, s-a angajat în altă parte. Cu banii, cum stai, Gucu? Bine. Ți-ai luat și tu din aia Nike și nu mai dai jos, faci ca și aia cu, cu care îți vrea și ei câte o geacă. Asta n-am mai purtat-o de mult. Ha? N-am mai purtat-o de mult. Faci și tu ca aia, îți vrea și ei o geacă și nu mai dai jos să vadă toată lumea, face live-uri, clipuri de alea. Okay. Tu îți dai seama? La câte haine am, chiar că mi le schimb. Am mai mult, zic că chiar mi le schimb puțin. Am multe haine și cu vreo 10. Doamne, fer ce bună e! Doamne, fer! Tu ai voie dulce. Bine, m-am pus plecat în deplasare, am venit în prima dimineață, am avut glicemia 101, a doua zi 103 și cum am luat mâncare din ce mâncare, da, măta 140, 135. Eu nu știu ce face măta. Nu știu ce face. Ce îmi pune acolo. Au, mamă. Bă, dar nu tăia măta din ăla, din picior? Ce? Brânză. Am crezut că e albastru numai pe deasupra. Brânză valoare. E brânză valoare, mâncava așa. Ha! Eu l-am mai văzut. Mm. Și cu chimene înăuntru. Da. Gata, mă, te-a. Ha? E de ce, mă? Mă, te-a. Cum e n-ai mă studiu întâi martie de ăstea?
încoace acolo, un restaurant. O grădică. A? E ziua femeii. A, și femeile trebuie să vadă. Păi nu. Bărbatul trebuie să se ia acasă. Doamnelor, ați înțeles că asta înseamnă ca să fii băiat, să mănânci repartizat, figuri, talente, prăjituri, alte obiceiuri. Înțelegeți? Eu v-am spus, asta nu minte. Ha! Asta nu minte, mâncava așa. Înțelegeți? Deja m-a venit tu mie să-mi arăți că ce ținut ai. Ce falseu ai. Tu cu ținuta aia trebuie să-mi demonstrezi în continuare că umbli în restaurante de lux, chiar dacă sunt închis, avem terase, faci consumastii, un vin greu, o mâncare selectă. Nu să-mi arăți că tu ai geacă păduche. Să-mi arăți că tu ai geacă. Tu n-ai dinți în gură. Ha! Acum eu zic așa de ăștia cu dinți. Ha! Știrbilor, cariaților. Ia uite. Dar, bă. De trăiesc încă 20 de ani, încă 20 de ani o să duc steagul pe YouTube. De ce? Că am talent. Am talent în casă așa. Ha? Ai ce bun e ăsta, bă. Extraordinar. Tzatziki japonez. Auzi în casă așa, taie, taie. Bine. Ha! Doamne, fer și apără. Ați înțeles cum stă treaba? Ăștia cum sunt? Cu trufe. Da. Bine, cocos. Ceva... Ce cauți? Nu, no, că mi-am adus aminte. Ha? Nu mai cauți. Ceva planuri pe viitor? În general sau legate de ceva lume? În general. Să-mi petrec cât mai mult timp alături de familie. Dar mă, îmi trebuie cu nimic cu furculițe acolo, da? Ai ce bună și brânză asta. Asta e de aia care la cumpăram eu de la italian. Brie. Brie. Lie ciocărlie, brie. Nu crezi că ar trebui nu râde pe YouTube. Ar trebui să mergi în ring cu lumea, cu scandaluri. Vezi că tot ce mișcă pe YouTube
sub forma unui scandal. Acum, scandalurile sunt exact ca, cum să zic eu, temperamentul scandalului. Exact ca și clasa socială. Înțelegi? Ca și clasa socială. Dacă cineva din clasa socială înaltă face un scandal, îl ia sub o formă că e o atenționare. Dacă cineva din clasa socială, cum ar veni, interlop, face un scandal, se ia ca amenințări. Dacă cineva din clasa socială, stilul meu caterincă, se ia sub formă de bătaie de joc. Înțelegi? Și continuăm tot așa, a prostituatelor, a femeilor de damele. Bă, înțelegi? Toate chestiile astea. Deci, aia trebuie să știi mâncața și Dumnezeu de-l mânc și ăsta râgă-i. Ha! Carne macră! Carne macră! Și ălea care sunt cu bucătăria o face sub o formă de scandal. Dacă tu zici că ciocolata asta de cremă ai făcut-o cu lapte de casă, ea zice nu. Cu lapte pudră e cel mai bun. Înțelegi? Ca să-i facă ciudă la așa. Sigur că da. Sau alții zice că în locul de lapte pune apă. Să-i facă ciudă și mai tare. Deci e un scandal între ei. Ăia care se urmăresc, acaca tata brâză. Sunt grele astea. Era bastai tu. Să le explici. Și că sunt din aia care le explici. Sau eu când le explic. Și că sunt din aia care mă ascultă. Dacă am 100 de urmăritori, 2. De-am 1000, îți dau 10. A, nu știu ce vrei să zici, că asta trage cel mai mult atenție, dar dacă nu-i ceva ce, și dacă ar fi, nu știu, nu-mi place mie să intru în scandaluri deosebit pe internet și... Mă, omule, cu ce s-a ridicat capatul în emisiunea? Păi știu că asta e cea mai rapidă cale să te ridici. Cu ce să... Iată, capatul s-a ridicat în emisiune cu prezentarea parașutelor. Prezentarea, cum le zice la ăștia, nu dive, cum le zice ăștia, oameni dorobanzi de ideale, înțelegi? Accesul direct. Cu ce s-a ridicat? Cu săracii și cu proștii. Îi prezintă în emisiune, zice că așa, așa, așa. Și după aceea, dacă le luăm canalul de tot așa s-a ridicat cu prostituate cu din asta, înțelegi tu? Deja bazuși tu că ție nu-ți place. A pe scorșie de toate treburile astea. Dacă lor asta le place. Știu ce vrei să zici. Dacă nu-mi plac mie astea, să intru în scandalul numai ca să... Da. Nu spune. Sau în vârsta lui mâncava ar Dumnezeu, aș provoca scandal mondial. Scandal mondial. În locul lui, nu râde. Da, păi nu, știu. Aș umbla numai după muierile la șmecherile din televiziune. În locul tău. Nici câte un like, câte un din ăsta, în zărări, cătică. Din 10, 2 chică în cursă. Aia nu e vorba de asta, da? Dacă nu-mi plac mie astea, nu pot să le fac. Acum eu știu ce zice gândul meu, nimă ce zice ăsta de prinde aia. Nu există așa ceva. Prinde aia ură sau de alea. Cine? Nu,
bine eu. Păi nu, tu nu zici rău, tu zici bine, ce zici? Bă, omule, bă! Da, nu zi eu pe stilul ăsta. Ești pe stilul ăsta. Nu, ai ajuns să fii pe stilul ăsta? Nici dacă ai fost înșelat, că știu că ai fost înșelat. Și nu de una! Păi e mai multe! Nu a fost înșelat. Înțeleg? Nu știu să fi fost înșelat. Deci fiți atenți aici! Ce vă spune Nelson? Mai ales că am un prieten care se află în situația asta. Să vă pară bine când depistați că iubita, nevasta sau amanta vă înșela. Să vă pară bine că n-ați aflat după 20 de ani. Că n-ați aflat după 30 de ani că te înșală. Să-ți pară bine că ai aflat urgent. Și să-i dai șpiț tot urgent. Că dacă te măgulești, înțelegi, ești cel mai mare prost. Pentru că una din asta nu pleacă cu altul că e mai fain ca tine. Că are mai mulți bani ca tine. Nu, domnule. Pleacă pentru simplu motiv că vrea să cunoască mai multe caruri. Vrea să trăiască viața asta. Îi place. Are ficat alb. Ascultați-mă ce vă spun. Nelson Bandic? Înțelegeți? Sigur că da. Deci, niciodată să nu crezi că ați văzut. Bărbați frumoși, bă! Și dă la televizor că s-o despărțit, că aia umbla cu altul. N-ați văzut? Pepe făcea live-uri câte 4-5 ore și aia mere în disgrație. Îți dai seama ce-a fost pe plecile lui? Ha? Înțelegi tu? De-aia. Trebuie să luați clipurile mele care nu le-ați văzut. Acum lucrez de 2 săptămâni. Lucrez la ele să le aranjez. Înțelegi? Să le pun cap-codă. Frumos. Unde lipsește să refac povestea. Nu o să mai fie cu hazul ăla de 2 dinți. Acum o să fie cu o altă perspectivă. Înțelegeți? Râsul meu l-am. Nu lipsește. Dă-mă o ghea de apă. Liana, dar n-ai avut bani să iei apă? Da? Da. Fiule, dar tu... Câte ore ai păzut par sală? Sală, 45 de minute, oră. Și antrenament. Antrenament, nu sală, antrenament. Păi mă duc la lupte aproape în fiecare zi și sală 4 pe zi. Deci ce pe săptămână. Lupte bun, cât faci? Aia mă interesează. Antrenament, uite, o oră jumate. A? Pe fiecare dată. Numai lupte atât? Păi nu, fac box, kyokushin și lupte de la rasol și sală. Vin aici. Întinde pumnii. Se strânge și întinde. Dreapta, stânga. Folosești mai mult. Ca tompo. La picioare nu te caut acum. Folosești mai mult. Dai cu apăsat și cu șoc. Buf! Buf! Înțelegi? Da, domnilor, ați văzut. Rămâne mâncarea după noi de numai. Stai să vedem ce face botul. Iuhuu!
Tucan! Tucan! Cine? Și-ți put-o gura ta, Tucan! Bă, am zis, desfăc, cum ai urcat? Cușca, ai făcut-o pe balcon? Nu. No. Păi și cum ai urcat-o? Păi în casă, cum pe balcon? Cum ai băgat-o pe... Cum? Ai urcat-o întreagă? Da. Tucan! Ce tata cu Tucan? Ce-i acolo? Ochiul e bău. Uite numai, dacă fac așa pe el. Și după aia vin să te fac pe tine, să vezi numai cum faci. E gelos. Che tata!